De 26 de zile, o familie din Potoșani este ruptă în două. De 26 de zile, o jumătate nu știe nimic despre cealaltă jumătate. Tot de 26 de zile, un bărbat și fiul său de 7 luni nu știu dacă femeia care le e soție și mamă, precum și fetița de 1 an și 7 luni care le este fică și soră, mai sunt sau nu în viață. Daniela, cea despre care vorbim, a plecat după lapte cu fiica ei și de atunci nimeni nu mai știe absolut nimic despre ele. Ultimele imagini cu ele sunt cele surprinse pe niște camere de supraveghere stradală. La primul colț, cele două, mama și fiica, au fost urcate într-o mașină de câțiva necunoscuți și au fost duse. Ei bine, familia este devastată și își face cele mai negre gânduri, iar autoritățile sunt în alertă de aproape o lună, fără să dea însă de urma dispărutelor. Poate puteți să ne ajutați și dumneavoastră, adresa de mail vă stă la dispoziție la maruta@romprotv.ro. Înainte de a primi aici tatăl disperat care vrea să-și găsească soția și fata și pe părinții acestuia, vreau să aflăm detaliile acestei povești care sunt cutremurătoare. Priviți! Mă gândesc că s-a întâmplat ceva rău. Daniela, vreau ca să mi-o aduci pe Floricica. Eu te-am iubit! Cum nu te iubiți și mama ta? Daniela, te rog, trimite-o pe Florentina acasă, ca să avem grijă de ea. Te rog mult! Dacă vezi acest mesaj, te rog, adu fetița înapoi, să o cresc eu cum pot, că cu tine nu se poate trăi. Suntem aproape de granița cu Ucraina, în comuna Ibănești, unde am venit la apelul disperat al lui Florin Loghin. Tata a doi copii, bărbatul a ignorat semnele unui concubinaj nereușit și a ajuns astfel în situația de a-și vedea fetița de nici 2 ani răpită. Da, s-a văzut pe cameră, s-a văzut mașina și persoanele care au luat-o. Deci a urcat într-o mașină. Da, era un bărbat, mai o femeie și un bărbat în spate. Daniela a dispărut în urmă cu mai puțin de o lună și a luat fetița de nici 2 ani și a plecat după lapte. De atunci nu le-a mai văzut nimeni, nici pe mamă, nici pe fetiță. Camerele de supraveghere de la intrarea unui magazin și cele de la primărie au surprins însă momentul în care, în prima intersecție, femeia s-a urcat împreună cu micuța ei într-o mașină misterioasă cu numere străine. Mă gândesc că s-a întâmplat ceva rău. Unde a ajuns ea? Adică? Foarte rău mă gândesc, din cauza că ea nu avea grijă de copil aici, copilul și ala cum o să trăiască cu ea? Unde o dus-o și unde a ajuns? Mă îngrijorează mult. Unde a ajuns ea și șerg de suspect, deci... Întreaga familie este disperată să le găsească pe cele două. Florin, iubitul Danielei, are 8 clase, muncește cu ziua și trăiește din ce bani câștigă și din ajutorul social. Era singur acum 4 ani și dorea cu ardoare să își întemeieze o familie. Timid și fără prea multe oportunități de a întâlni pe cineva, a apelat la o metodă care a funcționat perfect atât în cazul mamei sale, cât și în cazul fratelui său. Și a căutat iubita la mica publicitate. În ziar. Cum așa? În ziar. Am avut dat un anunț, m-a sunat, am vorbit o săptămână cu ei, m-am dus la dânsa, am luat-o. O familie foarte necăjită, nu aveau locuință. Dar spune de ce te-ai hotărât să dai anunț în ziar? Pentru să-mi caut și eu jumătate. Dar nu găseai nicio fată pe care să o fi cunoscut-o față în față? Ba da, da. Ați găsit și eu o fată așa mai săracă, na, cum sunt și eu. M-a dezamăgit că am stat cu o fată și mai am un băiețel. O ce fată, deci vorbesc cu ea, ținem legătura. Când te-ai despărțit de prima ta prietenă, mama primului tău fiu, de ce v-ați despărțit? Care a fost motivul? Pentru că ea îl iubea pe altă persoană. S-a întâlnit cu el pe internet și s-a cuplat înapoi. Și mi-a zis cu vorbă bună că ea să duce la respectivă. Suflet rănit, Florin și-a ales cu grijă cuvintele potrivite pentru găsirea unei femei care să-l prețuiască doar pe el și a lansat oferta. Tânăr de 25 de ani, 1,83 m, 70 de kilograme, ochi albaștri, păr șaten, sincer, cu locuință stabilă. Doresc să cunosc o fată cu scopul de a sta la mine pentru prietenie, căsătorie. Poate avea și un copil.
N-a trecut mult timp după ce și-a exprimat clar și public intențiile că tânărul a și primit telefonul mult așteptat. La capătul firului se afla Daniela, o tânără de 18 ani din Vaslui. A urmat o săptămână de conversații lungi, în urma căreia cei doi s-au hotărât să-și clădească un viitor împreună. După venirea pe lumea celor doi copii, fetița de un an și 7 luni și băiețelul de 7 luni, relația a început să scârție. Florin spune că tânăra mamă s-a transformat total. Nu vrem să facă la copii, dacă nu vinem eu și nu fășiem ceva sau ai mei părinți, nu, nu le dă de mâncare, numai laptea ta știe să le dea. Doar laptele. Dacă eu nu-i spuneam dă-le de mâncare, nu le dă de la copii. Cu mâna pe inimă spun că nu am lovit-o niciodată. Cuvinte urâte, da, erau. De la ce vă certați? Din cauza că nu avea grijă de copii. Nu știu, se uita urât, înjura, păi nu mai țipa, ci plânge atâta, ci atâta, ci plânge. Op, Doamne, m-am săturat, da? Așa plâng copiii. Mi-era frică așa câteodată. Ținea ușa încuiată, copiii plângeau, nu-i schimba. Mama mea vine să aibă grijă de copiii, să te cu ușa încuiată. Mă suna ai mei, când eram eu la lucru, să vin acasă, că stă încuiată în casă. Aici mă dă de afară, ieși afară, cuvinte triviale care nu pot să le spun, deci urât așa. Tehnologia, zice Florin dezamăgit, a fost factorul care ar fi declanșat schimbarea radicală a Danielei. Bărbatul spune că femeia a crescut într-o casă care nu avea nici măcar televizor, iar când s-a mutat la el și a dat de laptop cu conexiune rapidă la internet, plus de un smartphone cu abonament nelimitat, s-a produs un declic irreversibil. Tânăra a învățat repede să navigheze prin mediul virtual care a acaparat-o complet, zice bărbatul, în defavoarea vieții reale. Mai mult, acesta crede că, tot prin internet, Daniela lui ar fi încercat niște scheme aflate la limita legalității, mici scrocherii care au adus numai belele întregii familii. Înainte să nască băiatul, a început. A început problemele să primească telefoane pe internet, că li șerea banii, cartele la persoane necunoscute. Dar cu copii, dacă se încuia în casă și răcneau copiii ca în gură de șarpi. Venea și soțul meu și Daniela, Dana, dă drumul la ușă, ce se întâmplă, ce face acolo, îi dădea cu întârziere. Până la urmă am fost într-o zi cu dânsa la oraș și m-a mințit că i-a trimis soara ei din detaș. Când acolo i-a trimis un băiat bani. A spus că copiii sunt foarte bolnavi și îi trebuie bani urgent. Deci a făcut, a prosit o persoană, deci. A folosit copiii ca... Da, ca să-i trimită ei bani. Trimiteam din bucătărie, du-te, Dana, repede și mi-aduc ceva din casă. Nu mai venea Dana și când mă uitam, o vedeam aici la internet. Când deschideam prima ușă de pe sală, ea imediat se ridica, închidea. Și se făcea că scoate de supat papucei sau hăiniță, adică credea că pe mine mă duce în eroare. Câteodată veneam chiar pornită să o iau de cap și mă țineam, mă lăsam. Deci ea internetul era. Dezvăluirile lui Florin și ale mamei soacre nu se opresc aici. Cei doi spun că atunci când se plictisea, Daniela folosea sutele de minute gratuite pentru a suna oameni la întâmplare pe care îi înjura în fel și chip, așa pentru amuzamentul personal. Alteori, zice familia, femeia forma numere aleatoriu și lăsa telefonul deschis prin vreun colț al casei, pentru ca acel de la capătul firului să audă ce se petrece în locuința sa. Când începea, vorbea ea la telefon și când așa nu puteam să opresc, vorbeam copiii, plângeau ei, nu nimic. Când intra un telefon în cap să vorbească, vorbea non-stop, deci nu se uita în jur. Avea numai telefoane și ținea copiii pe picioare, copiii adormeau și ea îi legăna în continuare și nu era înconjurat numai de telefoane, pe superb, pe subtă, dacă eu stăteam un pic în casă, auzăm, ba mesaj, ba bip. Nimic nu s-a comparat însă cu efectul devastator pe care l-a avut asupra tinerei invenția miliardarului Mark Zuckerberg. Cucerită definitiv de lumea plină de fețe prietenoase de pe site-uri de socializare, Daniela a depășit etapa nesfârșitelor convorbiri telefonice și a trecut la un alt nivel. Și-a făcut peste 10 pagini de Facebook sub diferite nume și, pe nesimțite, s-a transformat parcă într-o cu totul altă persoană, un monstru al internetului. Am prins-o că făcea poze și trimitea la persoane necunoscute poze. Ce fel de poze? Poze aproape goală. Deci erau și... După ce am luat și am barorat calculatorul, laptopul, să nu mai poată intra. După o vreme s-a rugat de mine că nu mai faci și așa am deschis înapoi. Deci am dat parolele înapoi. Mereu era machiată, strident, foarte, foarte așa. Și părul tapat, așa dimineața când venea la bucătărie era
cap așa mare tot, deci încălcie tot, deci se vedea că a fost, măi, scotea câte un șmoc de păr din cap zilnic. Deci pe aici așa nici nu mai avea păr aproape deloc. Și în ultimul timp, 5 cutii de vopsea o dat pe păr într-o săptămână. Am mai găsit poză din aceste, am găsit cu ea. Cui crezi că trimitea poze de genul ăsta? Poftim? Cui crezi că trimitea ea poze de genul ăsta? La persoane necunoscute pe internet le trimitea. Le-a făcut aceste poze fără știrea mea. Nu știu de aceste poze, le-a ținut ascunsă. Și le-a descoperit acum, după plecarea ei? Da. Dacă mergea aici la market, e foarte aproape, să machia, să aranja, că diversi băieți și băiatul care e la bar și nu știu ce, adică ies să uite la ei. Ia să uita la ei, dar ei nu. Așa, rujat, făcut cu toate menurile pe la ochi, nu pleca altfel. Pleca oriunde, dacă și la mort a fost așa. La mort o mers machiată. Și... nu se merge, adică oamenii au durere în suflet și tu mergi machiată la mort. Florin a asistat neputincios la schimbările petrecute în familie. A simțit că o pierde încet încet pe mama copiilor săi, până în momentul în care această pierdere a devenit cruda realitate. Acum, după ce Daniela a dispărut cu tot cu fetiță, scenarii terifiante și-au făcut loc în capul bărbatului. A văzut cu ochii lui imaginile de pe camerele de supraveghere. A urmărit cum mama și fiica au fost urcate într-o mașină străină de doi bărbați și o femeie și se teme că tânăra lui concubină ar fi fost răpită împreună cu copilul. Mi-a trecut prin cap ceva au făcut. Înainte s-o machiat, s-o spalat în dimineața respectivă și a dispărut pur și simplu, deci nu mai știu nimic. Sunăm pe numărul ei. Acest număr l-avea când pleca, deci este închis. Momentan, clientul apelat nu poate... Telefoanele sunt închise. Te rugăm să încerci. Aici sunt toate lucrurile ei? Da. Deci a plecat fără nimic? Fără nimic, fără nimic. Nu a luat nici o haină, nimic. Uitați, sunt hainele ei toate. Fetița era hrănită la biberon sau cum era hrănită? Da, la biberon, nu a luat. Nici biberonul, nimic nu a luat la ea. Într-o jecuță, subțiri, sandale, fișoare. La fetiță, cum fiți foarte subțiri, fetița îmbrăcată. Așa au plecat. Bunica și tatăl fetiței sunt îngroziți de ce s-ar fi putut întâmpla cu Florentina, micuța de 1 an și 7 luni. Mai ales că la scurt timp după dispariția celor două, Florin a primit un telefon anonim care i-a bulversat complet. Ai rămas acasă cu băiețelul? Da, cu băiețelul, micuța a rămas. De ce crezi că a luat doar fetița și nu și băiatul? Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama, deși a luat fetița și băiatul l-a lăsat, nu știu. Crezi că așa au sfătuit-o aceia care au luat-o? Acei care au luat-o i-au vorbit cu ei după 2 zile. Și a spus că ei nu o primesc în familia lor, nici pe ea, nici pe fetiță, că ei au alte treburi, au familia lor și le trimit înapoi la mine, de unde a plecat. Și a spus, trimit-le înapoi. După aceea a trecut o zi, două, încă vorbești cu domn polițai, deci trimite fata și așa, și nu a mai sunat, nu a mai răspuns nimeni. Cine sunt oamenii ăștia? Cum s-au prezentat la telefon? Cine oamenii și ăștia sunt niște oameni suspecți, așa, dubioși, care am văzut eu prin poză și cum vorbeau cu mine. Ei te-au sunat pe tine? Da, m-au sunat cu număr privat, m-au apelat. Și ți-au zis cine sunt? Nu, nu vreau să zic nume, nu vreau să-mi zic nici adresă, nimic nu vreau să-mi zică. Pur și simplu a zis că îmi trimite fetița înapoi. Temerile familiei Login sunt cât se poate de întemeiate. Poliția din Imbănești a dat-o deja în urmărire generală pe tânăra de 22 de ani. Și el mai mult îmi doresc să am fetița din nou, să găsească și să creștem noi și eu cu părinții mei împreună. Mama tinerei dispărute face mărturisiri șocante. Mămică, nu poți spui mai mult, mai multe, zici și că dar nu-ți faci probleme, pentru că eu și fata... suntem bine. Pe de o parte, femeia își acuză ginerele de violență și chinuri inimaginabile. Pe de altă parte, dezvăluie informații de ultimă oră despre fiica și nepoata dispărute. Ce are de spus, aflați imediat.
O poveste incredibilă. Florin Login, bărbatul rămas brusc, fără soție și fără fetița de un an și 7 luni, este acum aici, însoțit de mama lui și de concubinul acesteia, doamna Elena și domnul Ghiță Popa, oameni care și ei s-au cunoscut tot prin anunțul la mica publicitate, așa cum și tu, Florin, ai cunoscut-o pe Daniela. Bună seara! Bună seara! Să ții microfonul cât mai aproape. Practic, nu știi nimic de fiica ta de 2 ani? Nu știu nimic. Și în același timp nu știi nimic de soția ta? Nu știu. De 2 săptămâni nu am mai primit nicio veste. Chiar mai mult de 2 săptămâni? 4 aprilie a fost, într-o seară m-a sunat. Dar ea a plecat de aproape o lună? Da, aproape o lună. Nu mai știi nimic? Nimic. Ne-ai căutat, acum sunt convins că se uită foarte multă lume la emisiunea noastră și poate sunt oameni care acum văd imagini cu ea și pot să ne dai informații la maruta@protv.ro. Pentru că tu ești îngrijorat de copilul tău, nu mai știi nimic de el și de soția ta. Ce crezi că s-a întâmplat? Unde crezi că e? Ceva bine nu cred că iese. Tu ai cunoscut-o la mica publicitate. Ai crezut că poți să faci o casă cu ea? Da, am crezut. A făcut copil și apoi a dat de internet. Da. Și zilele trecute am avut un caz aici, tot cu o persoană care a descoperit tehnologia, internetul și Facebook-ul și practic și-a distrus tot ce înseamnă familie. La tine e la fel? La fel. Și la mine. Păi bun, tu când ai cunoscut-o spune că era o fată săracă. Da, era săracă, necăjită. Da, nu a fost milă de dânsa, am luat-o la mine. O să vedem niște fotografii cum arăta înainte și cum arătă după ce a descoperit internetul, pentru da. Că era destul de umilă, era o persoană care nu se machia, nu se aranja, nu se întreținea. Da, așa era. Nu, când am luat-o, ea nu știa nici data din naștere, ei nu știa. Tu ai luat-o de la mica publicitate, nu te-ai gândit că s-ar putea să nu știi pe cine bagi în casă? Nu, că am vorbit și cu mama ei și m-a asigurat că e bine. Păi și a fost suficient? Știi că poate ar fi trebuit să stai un pic cu ea înainte, să cunoști, să vezi dacă e persoana cu care poți să faci un copil. Da, m-am grăbit prea repede. Bun, ai adus-o acasă, ați făcut un copil? Da, am făcut un copil și după un timp a mai venit un copil, 2. Și? A descoperit internetul după al doilea copil? Nu, internetul se nasc înainte, l-a cunoscut internetul. Deci înainte după una, pe al doilea da, copil, un an de zile avem când suntem împreună și a descoperit internetul. Bun, și ce făcea? Intra pe internet, pe Facebook, dar nu era cum a făcut în ultima perioadă. Tu ai cont de Facebook? Am. Și în același timp și ea intra pe, își făcuse 10 conturi și intra nu, peste prima tot? Dată intra pe contul meu, era comun. Un an ceva, o mers așa, pe contul meu. După aia am început să facă conturi pe ascuns. Mama ta, de foarte multe ori, o surprindea la calculator, iar ea imediat îl stingea, se făcea că ia ceva. Așa este, da. Cum e, doamna Popa? Da, așa este. Tot timpul veneam, Daniela, hai te rog frumos, vin să facem treabă, să spălăm, să facem treburi. Vin, dar de cele mai multe ori nici nu-mi răspundea. Dar dumneavoastră, când ați văzut că fiul dumneavoastră și-a o soție de la mica publicitate, v-ați gândit că o să aibă și el noroc cum ați avut dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră v-ați găsit... Foarte greu, dar... Nu? Da, dar în sfârșit ne-am căsătorit acum pe 23 aprilie, un an de zile, de când ne-am cununat. Tot la mica publicitate, da. Cine a dat anunțul? Noi am găsit, deci eu. Dumneavoastră ați zis că aveți nevoie de un soț și l-ați găsit... Pe domnul. Pe domnul Popa. Da. Și v-ați căsătorit. Da, la Galați. Fratele lui Florin, copilul nostru, tot la mica publicitate. Da. Adică toată familia v-ați găsit jumătățile la mica publicitate. Tu ce ai zis, Florin, dacă fratele tău și-a găsit la mica publicitate, nu? Nu, prima dată mama o găsit mai vreo câțiva ani urmă pe cineva și m-am gândit și eu să dau un anunț. Am văzut că eram singur, m-am gândit să dau un anunț și am dat un anunț respectiv și am cunoscut-o pe Daniela. Daniela care s-a schimbat, care vedem... Da, s-a schimbat mult. Poze, cum arată în ultima perioadă, cum pozează. Da. Altă femeie. Total. Îi spuneați, hai să facem curat, să facem treabă, ați păreau cerurile scandalurile. Da. Numai atâta ochi și îi spuneam că nu uitați. Uitați, vreau să vadă diferența deci, între Daniela. E o diferență, Daniela, da. Cum ai luat-o tu, Florin, după anunțul de la mica publicitate și Daniela după ce a descoperit internetul. Am încercat să găsim niște fotografii oarecum din aceeași poziție. Pentru că apoi în ziua de astăzi o vedem pe ea îmbrăcată și foarte provocator, o vedem pe ea foarte... vulgar în multe poze, dar e o transformare destul de mare. Poza respectivă e în 2012 făcută și asta poză e făcută anul acesta. Da, prima dată când ai cunoscut-o și apoi în anul când... Când se pleci înainte, da.
O iubești? Nu. Nu mai iubesc deloc. Da, iubit-o? Da. Au fost, deci ne-am iubit cu adevărat, dar de când s-a născut băiatul, s-a schimbat totul, nu știu. Deci a făcut treaba asta, nu știu. Și ai mai cumpărat și o verighetă să o cer de nevastă? Da, două, nu știu, pentru mine și pentru ea. Iar ea a plecat? A plecat, da. A plecat sau a fost răpită? Pentru că voi ați văzut pe niște camere de filmaj, o să și vedem când a fost băgată într-o mașină cu numere străine. Da, da. Ai văzut imaginile acelea? Adică da, imaginile... Ce s-a întâmplat? Cum? Am văzut cum un bărbat o aștepta la colț de stradă, o sunat-o, întors mașina și mai erau încă două persoane cu el. Și după aceea o luat-o, asta n-am văzut cum a urcat, dar persoanele cele erau suspecte. Și a plecat și... cu copilul tău? Da, cu fetița, da. Practic mașina aia nu era doar un bărbat, erau și femei, erau... Era o femeie. O femeie. Da, o femeie. Și un bărbat. Da. Era o mașină străină, scumpă? Nu, și știi și de Bulgaria erau. Avea număr de Bulgaria. Da. Dar până atunci ea mai venea acasă cu cineva, avea vreo fată? Nu, că nu ieșea nicăieri ea. Nu vrea să iasă deloc. Dar ea s-a îndepărtat de tine? Nu. În ultima perioadă? Nu. Sau erați tot așa apropiat? Tot așa, tot așa. Dumneavoastră, doamnă, când ați simțit că se întâmplă ceva? Din toamna trecută, că am auzit-o că se ruga la diversi bărbați, probabil, era în toaleta casei, în curte, că să vină să o ia. Ce zicea? Păi da, vine și mă ia de aici, că mă duc cu tine, după tine, eu știu cui spunea, normal, că... Na, eu nu îi ziceam nimic ca să nu încep scandalul de asta, de altfel...